Sfinte sunt lucrările sale sfinte. Preacuvioase părinte, stareț, Macarie, preacuvioși părinți și frați de mănăstire și binecredincioși pelerini, veniți la acest hram, schimbarea la față, la mănăstirea Munte Orului. Este o mare bucurie pentru noi toți. Așa cum cerbul dorește să se adape din izvor apă cristalină, la fel și noi am dorit tare mult ca și anul acesta al Mântuirii 2022, pe 6 august, să fim din nou împreună, grămăjoare, cum zice Grigore Vieru, ca într-o icoană strânși în această biserică. Acest munte, Munte Orul, unde ne aflăm, este taborul Arhiepiscopie Buzăului și Vrancei, de care se bucură mult în al preasfântului Ciprian, că este această mănăstire cu hramul schimbarea la față și se bucură tare mult de această mănăstire zidită, ctitorită de Părintele Arhimandrit Macarie, starețul acestei mănăstiri. Se bucură pentru că această mănăstire este vie. Sunt slujitori, sunt viețuitori. Nu doar aici, ci Părintele, cu ajutorul Dumnezeu și prin darele dumneavoastră, iubiți credincioși, a mai zidit încă două schituri monahale. Și bucuria mare este că peste tot se face liturghie și că aceste locașuri sunt deschise unde putem să venim ca să ne întărim în credință și să primim binecuvântare sfântă. Se bucură tare mult astăzi și Sfântul și Mare Voievod Ștefan, cel Mare și Sfânt al Moldovei, pentru această măreață ctitorie de la Munte Orul de Vrancea, pe care domnia sa a vrut să o facă el. În cinstea fiilor Vrâncioaie, care alături de el au luptat pentru apărarea acestui pământ strămoșesc și pentru dreapta credință. Și n-a mai apucat să o ridice. Și iată că după 500 de ani, Părintele Macarie, cu ajutorul Maicii Domnului, la care are multă evlavie, a reușit să împlinească acest vis frumos și să devenim și noi, cei de astăzi, contemporani în timp cu Ștefan cel Mare și Sfânt și cu toți voievozii care în istorie ne-au lăsat aceste mărturii spre slava lui Dumnezeu și demnitatea neamului nostru românesc. Și-am pășit fiecare de dimineață pe acest munte ca să ajungem aici la cota 1400 aproape ca să ne închinăm și să participăm cu toți la această sfântă liturghie. Orice munte pe de o parte presupune un efort fizic,
un orcuș, o jertfă, o transpirație, o dorință de a ajunge pe vârf de munte în casa lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte, orice munte, să-l vedem și ca o nevoință duhovnicească. Să ne aducem aminte când urcăm în munte de scara Sfântul Ioan Scărarul, în care acest părinte arată ce trepte trebuie să urcăm noi către Dumnezeu, către desăvârșire. Și spune Sfântul Ioan Scărarul că prima treaptă este smerenia. După aceea le înșiră toate virtuțile. Și interesant că ultima treaptă este tot smerenia. Și ne aducem aminte de un citat al lui Nechifor Crainic, care spune așa: unde sunt înălțimi mari, sunt și prăpăstii adânci. Una este să urci pe un loc câțiva metri, să zice, și să cazi, Doamne ferește, și alta este să urci, cum noi am urcat astăzi, și Doamne ferește, să cădem. Smerenia este singura virtute care nu ne face să cădem. E singura care ne face întotdeauna să urcăm la Dumnezeu. E singura prin care Dumnezeu pătrunde în inima noastră ca să putem exclama, cum zice Sfântul Apostol Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Inima smerită, înfrântă, dăruiește-mi grea, psalmistul David. Și mare taina smereniei pe care o învățăm de la acest munte, Munte Orul. Schimbarea la față, praznicul de astăzi, a avut loc tot pe un munte, în Țara Sfântă, Israelul de astăzi, pe muntele Taborului, unde tot un român de al nostru, Irinah Monahul, ajutat de români din țara noastră, a ridicat acolo cea din tâi biserică ortodoxă, unde în fiecare an are loc hramul acestei mănăstiri Schimbare la Față și unde în fiecare an minunea lui Dumnezeu este că vine un nor, deși cerul e senin, până se înceapă liturghia, și deodată muntele Taborului este învăluit de un nor alb, luminos. Nu este aceasta o minune a lui Dumnezeu pentru întărirea credinței noastre ortodoxe? Nu ne aducem noi aminte de alte minune tot din Țara Sfântă, când Iordanul, apa aceasta, rulul acesta, întotdeauna pe 6 ianuarie bobotează, în loc să coboare, cum este firesc, orice apă, ea urcă la deal. E minune! Nu este oare o mare minune coborârea luminii din cer de Sfintele Paști doar în Biserica Ortodoxă de la Ierusalim? Iată, dragii mei, avem 3 mărturii de puterea Ortodoxiei care nu se poate compara cu niciuna. Ortodoxia are tot ce îi trebuie. Noi nu mai avem nevoie de ecumenism ca să luăm și de la unii și de la alții. Ei se ia de la noi că izvorul este Hristos. Izvorul este în ortodoxie, unde este plinătatea darului Duhului Sfânt, izvorul viu al lui Dumnezeu, care se revarsă, dragii mei. Și ortodoxia este măreață. De ce? Ortodoxia are deschidere către toate religiile. Ortodoxia nu aruncă cu pietre, aici e măreția. Ortodoxia
E întotdeauna pașnică și blândă și îngăduitoare, că așa ne-a învățat Dumnezeu, așa ne-a spus Iisus Hristos. Priviți la mine că sunt blând și smerit cu inima. Schimbarea la față e o mare sărbătoare în cinstea Mântuitorului Hristos. Și noi astăzi trăim vremuri grele, vremuri deosebite. O pandemie care nu se mai termină de 2 ani și ceva, o pandemie a necredinței, aceasta a produs acest virus COVID. Necredința. De aceea a slăbit imunitatea corpului nostru. De necredință, de frică și de spaimă, că noi toată ziua noastră stăm în fața iconei, la crucea lui Iisus, singura salvatoare, stăm totdeauna în fața televizorului, a Facebook-ului, toate rețelele acestea de socializare, care au un singur scop, spălarea creierului și înfricoșarea populației. Să devenim o turmă, să alergăm bezmetici ca într-un stup fără regină. Așa suntem noi în aceste vremuri grele, deosebite, la care se mai adaugă și acest război mondial început, dragii mei, este început și nu s-a terminat. Și nu se termină, pentru că ei nu doresc pacea. Ei fac apel peste tot la toate țările, dați bombe, dați arme, dați de toate acolo, în loc să zică, hai să facem pace, că pacea este sfântă și pacea e de la Dumnezeu și războiul de la diavol. Întotdeauna războiul este satanic, din orice parte ar fi el, războiul nu este o soluție să te duci peste altă țară, să cucerești alt popor și să ia aminte toate popoare din lume, că noi români tragem din Bunei, din dacii noștri de odinoară, care au stat tot timpul în Dacia și n-au plecat în incursiuni militare peste hotare, au stat aici, de aici erau, unde duci? Aici, de unde vii? De aici, și de aici vine acest nume frumos, Dacia aceasta, pâinea lui Dumnezeu, grădina Maicii Domnului. Și vremurile acestea grele, răceala aceasta credinței, răutatea dintre noi, observați, în casă suntem o mână de aici. Poate într-un loc e doar soția, în loc să se iubească, din senin pornesc certurile. Și ce e mai greu când sunt și copii și în fața copiilor ne certăm? Noi ca părinți, Doamne ferește, ce răutate noi! Și suntem o mână de oameni. A rămas în satele noastre și în loc să fim prieteni, să împărțim pâinea cea de toate zilele, ne certăm unii cu alții, ne urâm unii cu alții. Avem invidie față de altul, dacă prin muncă cinstită face ceva, ne repezim asupra lui și îl calomniem, că avem această răutate în inima noastră, în sufletul nostru. Lipsește esențialul din noi, bunătatea. În fața acestor realități, cine ne poate salva? Și sărbătoarea de astăzi ne spune că există un singur salvator pentru întreg univers. Și acela este Hristos. De aceea are loc această sărbătoare an de an, să ne aducă aminte că societatea și lumea întreagă nu se poate schimba în bine decât prin întoarcerea noastră la Hristos și să recunoaștem că Hristos este Domnul și Dumnezeul meu, cum a grăit Sfântul Apostol Toma în ziua învierii, când l-a văzut pe Mântuitorul Hristos, care a reapărut la 8 zile special ca să-L întărească
pe Toma, zis necredinciosul, asemenea nouă. Mântuitorul Hristos, prin această sărbătoare, își arată dumnezeirea sa. El nu este om, nici cu o mare, cum îl fac ehoviștii, că spun că este un om mare, creat de Tatăl Ceresc. Ori Iisus nu este creat, nu este făptură, cum îl văd ehoviștii, ci Hristos este Dumnezeu adevărat, de Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Aceasta ne arată sărbătoarea de astăzi, să ne punem încrederea toată numai în Hristos, că numai El ne poate salva și de război, și de boală, și de necazuri, și de secetă care vine peste noi, și de cutremure care se apropie, și de toate necazurile. Hristos are în mână universul întreg și El poate stopa răul dacă vede la noi această pocăință, întoarcere, dacă vede noi că niște lacrimi, căință și dorință de bine, Dumnezeu se îndură. El nu vrea sfârșitul lumii, n-a creat lumea pentru a distruge. Cine dintre noi face o casă și apoi dă foc, Doamne ferește? Ci toți fac o casă să o admire, să o folosească, să o dea urmașilor și urmașilor. La fel și Dumnezeu acest univers l-a creat din dragoste pentru noi și îl vrea frumos și noi l-am urățit prin tot ceea ce facem, poluarea aceasta de toate felurile, prin răutățile noastre, prin avorturile noastre și amoroșit acest pământ, prin murdăriile acestui păcat mare, al necurăției, al desfrânării, am întunecat și cerul de atâtea păcate mari pe care le facem și de care încă nu le dăm seama și le găsim normale și legale, cum fac forțele oculte mondiale, legalizează păcatul, murdăria și o pune la loc de cinste, iar virtutea o bajocorește și pe cel care își dăruiește inima lui Iisus Hristos, cum fac acești monahi de la această mănăstire. De ce Iisus Hristos s-a schimbat la față? Pe de o parte să-și arate dumnezeirea, măreția, splendoarea, originea, ființa Lui, lumina, acesta e Dumnezeu, lumina strălucitoare. Și această lumină a apărut pe muntele Taborului și izvorul luminii este Hristos. Luna, ea primește lumina de la soare și soarele de la Dumnezeu. Hristos, El este izvorul luminii. El ne luminează pe toți și ne dă la toți această strălucire prin sufletul care este scânteie, cum spune Sfântul Ioan Damaschin, în noi, ca să ne lumineze calea acestei vieți. În vremea aceea, în urmă cu 2000 de ani, erau multe păreri despre Hristos, ca și astăzi. Cum astăzi îl confundă ba cu Buddha, ba cu Mahomet, ba cu Confucius, ba cu alți lideri religioși. Iisus nu este lider religios. Iisus are un statut unic, deosebit. El este Dumnezeu și pune în punct. Ceilalți n-au fost Dumnezei. Ceilalți n-au putere. Doar Dumnezeu poate aduce mântuire, salvare acestui univers. Și unii îl confundau pe Mântuitorul cu Moise, omul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Alții l-au confundat cu Ilie prorocul, care pentru viața lui curată ca un monac, mărturisitor, jertfelnic, Dumnezeu l-a luat ca recompensă cu trupul acesta pământesc, l-a dus în rai. Și îl confundau pe Iisus, zice, acesta este Ilie, a coborât din nou pe pământ. Alții spuneau că este Ieremia, prorocul, și alte păreri. Și atunci Iisus
I-a întrebat pe apostol, cum era firesc. Iată ce zice lumea despre mine. Dar voi, care-i părerea voastră? Și atunci cei 12 apostoli s-au consultat între ei, trecuseră 2 ani și jumătate de împreună apostolat cu Iisus Hristos. Schimbarea la față are loc câteva luni înainte de a fi răstignit Hristos pe cruce. Și atunci Petru, mai în vârstă, că tine respectau bătrâni atunci, noi astea nu mai respectăm. Și Petru, în nume la toți, a zis, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și atunci Mântuitorul, ca să întărească această mărturie, acest crez, a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, n-a făcut spectacol să ia pe toți. I-a urcat pe acest munte Tabor, a început Iisus cu rugăciune. Și a ridicat fața spre cer. Și deodată cerul coboară pe acel munte, se umple de lumină strălucitoare, încât cei 3 apostoli au văzut cu fața la pământ. Iisus, spune Evanghelia, era această lumină strălucitoare, veșmintele mai albe ca soarele, și de apare de dreapta și de stânga cei 2, Moise și Ilie. De ce? Ca apostolii și noi să nu-L mai confundăm pe Iisus vreodată cu Moise, cu Ilie sau cu alt personaj religios din lumea aceasta pământească. De ce? S-au arătat cei 2, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și Moise și Ilie a dorit tare mult să-L vadă pe Dumnezeu. Aflăm din Vechiul Testament că Moise a văzut doar spatele lui Dumnezeu pe muntele Sinai când a primit tablele legii. Atât de măreț este Dumnezeu. Și a dorit tare mult. La fel și Ilie, acest proroc, omul lui Dumnezeu, care a fost înălțat, pe car de foc, a dorit și el să-L vadă pe Dumnezeu. Și n-a reușit. Și iată că acum Dumnezeu le-a prins această dorință lor. Și de ce se mai arată cei 2? Ca să ne confirme că Vechiul Testament cu Noul Testament, început de Mântuitorul Hristos în care ne aflăm noi, fac împreună cor comun. Cartea Sfântă, Sfânta Scriptură, revelația lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne grăiește mereu, și în această carte noi să citim mereu, pentru că Vechiul Testament ce face? E ca un pedagog, ca un educator, ne ia de mânuță, ne duce către Hristos, ne pune mâna lui Hristos. Așa face un pedagog, ne duce până la capăt. Iar Noul Testament în care ne aflăm noi acum este făgăduința Duhului Sfânt care s-a revărsat la zicerea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a venit la 50 de zile, știm, Duhul Sfânt, a 3-a persoană a Sfintei Treimi pe pământ. Ce învățăm noi de la acest praznic, schimbarea la față? Că și noi trebuie să facem schimbare. În zadar participăm la un hram, schimbare la față, și mergem în orice biserică, de parohie, de mănăstire, oricare ar fi ea, la fel sunt de sfinte. Dacă noi nu facem astăzi o schimbare lăuntrică, duhovnicească, în zadar este această participare. Rămâne un spectacol, o piesă de teatru, o plimbare la munte. Nu acesta e rostul nostru, să ne plimbăm, ci să ne întoarcem mai îndreptați în credință, mai bun, mai înțelegător, mai iertător, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape unii de alții. Schimbarea la față înseamnă să stăm în biserică. Știți ce au zis Petru și ceilalți ucenici când l-a văzut pe Iisus în slava Lui, când l-a văzut și pe Moise și pe Ilie? Doamne,
Ce bine este nouă să fim aici, să rămânem aici. Să facem trei colibi. Una ție, Iisuse, una lui Moise, una lui Ilie. Ce bine ar fi și nouă să rămânem în această atmosferă de rugăciune, aici, la această mănăstire, și ori de câte ori ne duce la orice biserică, în orice saș și oraș, fiecare biserică în sine este un tabor. În fiecare biserică se naște Hristos. În fiecare biserică Hristos se jarfește, pentru că la fiecare liturghie, oriunde s-ar face, auzim aceleași cuvinte ale lui Iisus: luați, mâncați acestea, pentru că beți acest sângele meu. În orice biserică are loc înălțarea lui Iisus. În orice biserică este bucurie și sfințenie. De aceea, dragii mei, să nu mai ocolim biserica de care Maria sa, Mihai Eminescu, spunea că e maica poporului nostru român. Biserica e singura instituție care ne poate salva, ne poate aduna în vremurile acestea tulburi. Fără biserică pierim, dragii mei. Biserica e sensul giratorul, de unde pornește, de unde se adună. Toate drumurile trec prin biserică și biserica nu se rezumă la un zid care e necesar și foarte important, ci biserica este vie prin prezența dumneavoastră. Formați biserica cea vie. Așa cum fiecare om avem și suflet, avem și trup. N-am fi om dacă n-am avea și suflet și trup. La fel și biserica. N-ar fi biserică dacă n-ar avea și ziduri făcute din jertfa noastră, lacrimile noastre, noastră, dar să ne avem și pe noi ca rugători și participanți vii la orice slujbă, să fim trup și suflet în cadrul liturghiei. Fie dar ca bunul Dumnezeu să reverse har peste har, bucurie peste bucurie și încredere, dragii mei, că nu vom pieri ca neam și popor, oricât ar dori alții să ne împuțineze. Dacă noi suntem în biserică, dacă noi suntem cu Hristos, dacă noi avem Sfânta Cruce, dacă noi ne spovedim des, dacă noi luăm aghiazmă mare și mică cu binecuvântarea Duhului, dacă luăm anafră, dacă tot timpul avem gândul cel bun la Iisus și rugăciunea lui Iisus, nu vom pieri, dragii mei, și vom fi mereu împreună împărăți Dumnezeu. Amin. Amin.